Comisarul European pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a declarat astăzi la Cluj că în realizarea celor trei spitale regionale cu fonduri europene din Cluj, Iași și Craiova au fost întârzieri foarte mari cu realizarea documentațiilor. Până acum, de-abia Clujul și Iașiul au gata studiile de fezabilitate. Acum, din câte am înțeles, Banca Europeană de Investiții a realizat deja studiile de fezabilitate pentru Cluj, Napoca și Iași. Urmează să le prezinte și pe cele de Craiova. Iar doamna ministru al Sănătății, doamna Mintea, s-a avut declarațiile dânsei, potrivit cărora aceste proiecte vor sosi la Comisia Europeană până la sfârșitul acestui an. Comisarul speră ca de acum încolo procedurile să meargă mai repede. Corina Crețu și-a exprimat speranța că lucrările efective vor începe până la sfârșitul anului 2019. Banii de la Uniunea Europeană, 150 de milioane de euro, pot fi cheltuiți până la sfârșitul anului 2023, altfel vor fi pierduți. Oficialul european a deplâns această situație. Este trist că au fost semnate în anul 2015, în iulie. Atunci s-a prevăzut în programul operațional regional ca aceste studii de fezabilitate să fie gata în 2016, iată că suntem în 2018 și încă nu sunt gata, să sperăm că construcțiile vor fi mai rapide decât elaborarea documentațiilor. Banii europeni pentru cele trei spitale au fost aprobați în 2015, iar studiile de fezabilitate trebuiau să fie gata în 2016.